Vă salut, dragi colegi! Suntem în data de 15 septembrie și la rugămintea mai multor colegi vreau să vă arăt cum fac eu siropul. În primul rând, să vă arăt recipientul. Am un butoi care i-am făcut picioare, ia uitați, și cu cana. Da? I-am făcut o cana jos aici ca să pun sirop. Și îl pun în bidoane de astea, în bidoane de astea de 5 litri, foarte repede, 100-200 de litri cât fac eu, în 10 minute, un sfert de oră îl pun. Și apoi cu bidonul îl pun la stupi, da? Deci asta este metoda. Îl fac, i-am făcut picioare ca să fac focul sub el. Da? Încălzesc apa puțin. Deci ce fac? Pun apă și zahăr în funcție de cum vrem să-l facem, 1 la 1 sau 2 la 1. Eu în perioada asta îl fac 2 la 1. Pentru că mai am niște roi care sunt mai slăbuți și mai slăbuți de mâncare și nu am interesul să uzez cu 1 la 1, le dau 2 la 1. Asta e, oricum este deja târziu, da? Deci normal maxim până în 15 septembrie. Nu dați. Eu am dat în alți ani și mai târziu, dar nu e bine. Asta vă spun din experiență. Unii au ieșit bine, care le-am dat târziu, care au avut puiet până mai târziu, a ieșit bine din iarnă, dar unii au ieșit mai slăbuți din cauza zahărului, care administrat târziu uzează albina, care trebuie să ierteze. Da? Așa. Și aici, ia uitați, avem siropul, da, uite, este gros, nu se vede prea răucit, dar îl mestec și îl las să se încălzească apa, da? Când s-a încălzit apa, el se topește foarte repede, și așa, deci pentru cei care aveți mai mulți stupi, este o metodă foarte, foarte bună, din cauza că nu mai stai cu recipiente mici și ca să nu poți să îi... Ia că se vede mai bine așa, da? Deci, încă o dată, siropul de zahăr, 1 la 1, 2 la 1, rețeta v-am mai spus-o într-un filmuleț anterior, acum nu mai dau cu protofil, că nu am de ce, dar rețeta este protofil, startovit și apicomplex, da? Când dați pentru stimulare și chiar și pentru iernat. De ce vă spun chiar și pentru iernat este bună rețeta? Din cauza că toată mierea asta care noi o dăm acum, de fapt tot siropul de zahăr, dar mierea care ajunge pe rame, ele o magazinează. Și atunci, la iarnă, când o să consume, o să consume acest preparat foarte bun cu protofil startovici apicomplex. Deci este bun chiar și pentru iernat. Nu e bun, este foarte bun. Și din cauza asta vă spun că merge și la iernat, dar dacă nu aveți posibilitate, protofilul deja este scump, eu v-am spus să-l fac eu, dar cine nu are posibilitatea și nu găsește alcool, pentru că plante găsim, dar alcoolul este foarte scump, atunci dă mai puțin, că nu sunt bani. Da? Ia uitați, acum se vede bine, da? Se vede bine, uite, îl mestecăm, da? Amestecăm un pic, acum e foarte gros, ia uitați. Ia uitați cum este, ia uitați. Vedeți ce gros e? Ia uitați.
Ia uitați ce gros. Da? Ia uitați. Și îi pun dacă e, pot să-i pun niște protofil, că eu am. Acum se mai pun niște protofil. Startovit, api complex avem. Și le facem o rețetă foarte bună și o să vedeți pentru cei care folosiți această rețetă în primăvară, ponta măcii accelerează foarte repede din cauza că pe rame noi avem această miere cu protofil startovit și api complex. Deci, din punctul meu de vedere, este o rețetă extraordinar de bună. Asta am vrut să vă arăt, cum fac eu siropul, nu vă mai chinuiți, sunt mulți care invertește zahărul, da? Eu dau așa cu sirop de ăsta nefiert, am văzut că unii îl fierbe, îl pune sare de lămâie, oțet, da, sunt multe variante. Dar în momentul în care ai 200-300 de stupi, nu o-ți mai permiți. Nu-ți mai permis să mai... De fapt, nu că nu-ți mai permis, dar nu ai timp să stai să faci și să invertești siropul. Mai bine îl cumperi, gata, făcut. Dar nu. Din experiența anilor trecuți, siropul de zahăr iernează foarte bine pe el. Nu am avut probleme, nu nosemoză, nu alte boli care poate să aibă, deci nu este problemă, nu se uzează albina foarte tare de el dacă îl dăm în perioada când trebuie și față de alți stimulatori, eu zic că este ok și accesibil la preț, adică e pentru toate buzunarele. Deci, dacă aveți, v-am spus mai mulți, ia uitați, deci eu am foarte mulți, atunci știți foarte bine, pe locația asta sunt 200 de stupi. Și atunci nu-mi permit ca să stau cu, să fac câte puțin, fac 100 de litri odată, bine, acum mai am puțini la care trebuie să dau. Dar când am, fac butoiul plin și le dau la toți. Și atunci este ok. Da. Deci v-am arătat și cum fac eu siropul. De fapt, nu cum se face. Știți foarte bine cum se face un sirop de zahăr, dar cum îl fac eu. Nu vă mai chinui să faceți tot felul de metode, să îl invertiți. Nu. Pentru cine are 2-3, da. Poate să facă, dar pentru cine are 100, 200, 300, nu se mai poate să mai faci, că asta înseamnă să pierzi toată ziua ca să invertești un pic de sirop. Da, vă salut, ne vedem la următorul filmuleț cu lucruri noi din stupină.